Și aici albul începe, deci Evgeni Najer începe cu E2-E4, așa, jucând cu negru Badur Ciobova, care este georgian, de, ca să spun așa, de origine. Răspunde cu E7-E5. La fel, Badur Ciobova, să știți că este un mare maestru de top al generației sale. Este un jucător foarte dinamic și de multe ori joacă deschideri mult mai agresive, dar acum, știind pe cine l-are în față, preferă să răspundă cu E7-E5. De obicei l-am văzut de multe ori jucând și C7-C5 în loc de E5, intrând în siciliană, da? Ce vreau să spun cu asta, deci ambii jucători sunt foarte puternici, sunt trecuți de 2700 și dacă prind o zi bună, poate să bată pe oricine din fața lor. Inclusiv Magnus Carlsen poate avea mari probleme cu oricare dintre ei doi, da? Deci, în continuare, albul continuă cal F3, cal C6, da? Și aici o poziție foarte comună, nu? În care eu v-am învățat la clasă că albul are 3 continuări cu care poate încerca să obțină, ca să spun așa, inițiativa. Nebun C4, care duce la partida italiană, nebun B5, care duce la partida spaniolă, sau D2-D4. Mutarea jucată de către Evgeni Najer în partidă împotriva lui Badur Ciobova. Această continuare duce la ce deschidere? Dacă știe cineva să-mi răspundă. Într-adevăr, eu nu prea v-am arătat la, ca să spun așa, la ore partide în deschiderea asta, dar să știți că este de asemenea una din cele 3 mutări cu care poți spera la inițiativă cu albul. Știe cineva? Este deschiderea scoțiană, da? Și negru aici trebuie să bată, da? Mutarea, deci mutarea standard aici, pur și simplu negru trebuie să bată acel pion, că altfel pot să intru peste tine, da? Să zicem așa. Și pe urmă, când muți calul, îți zbor pionul, da? Deci E4, calea pe D4, albul recapturează pionul și în acest moment mutările care sunt standard, ca să spun așa, aici sunt cal F6 sau nebun C5. Eventual, când o să consider eu de cuvință, am să fac și această deschidere cu dumneavoastră la clasă, pentru că trebuie neapărat să vă învățați atât cu negru, dar și cu albul, să jucați această deschidere, să nu cumva să ieșiți mai slab din deschiderea aceasta. În partidă însă, Badur Ciobova face o mutare puțin mai neortodoxă, așa că nebun B4 șah. Practic, ca să spun așa, este o mutare care este cu șah și îl obligă pe alb să împingă pionul. Este cea mai bună continuare, da? Distracția putem spune din acest moment că a început. Da? Pentru că încă o dată asta nu este o mutare din prima linie, cum s-ar spune, da? Deci cum trebuie albul să reacționeze? Evident, să-i joace C2-C3, da? Trebuie să blocăm cu pionul. Se retrage înapoi și zici, ce doamne iartă-mă ai obținut tu cu negru din această mutare?
Asta este o propunere practic de calculator, să nu credeți că... și pentru prima dată a fost, ca să spun așa, aleasă de către un alt mare maestru, Alexandru Nikitin. Și practic pentru că el a fost primul care a propus această mutare, exact așa se și cheamă, varianta Nikitin din apărarea din partida scoțiană. Ideea de bază este că în acest moment calul meu de la B1 ăsta, op, nu mai poate să ajungă la C3, da? Care este cea mai bună mutare pentru alb aici? Ce aș juca cu albul aici ca să vă continuați dezvoltarea și să vă pregătiți și terenul pentru rocadă? Vă dau un element ajutător. V-am spus că lecția asta vreau să comunic mai mult cu dumneavoastră, dumneavoastră prin scris, eu prin vorbire. Puteți spune, păi da, dar sunteți avantajat. Și asta e de acord. Ziceți, ce ați muta cu albul aici? O mutare de dezvoltare și relativ agresivă pentru viitor. Care pregătește și terenul pentru rocada mică. Ai că nu-i greu. Scoatem nebunul pe un câmp activ. Care câmp este foarte activ pentru nebunul nostru de câmpuri albe? Aoleo. Zian, propune-mi o mutare pentru alb. Și tu, Sophie. Hai că, exceptând mutarea lui nebun B4 șac, e totuși o continuare, o poziție destul de normală. Jucați șah de, ca să spun așa, de bun simț. Nebun C4, ce are această mutare? Nebun B5 ar fi o idee și aia, dar nu o să vrei să bați calul ăsta din B5. Înțelegeți? Deci nebun C4 cu instalare pe periculoasa diagonală A2 G8. Zian, am înțeles, tu vrei aici nebun B5, însă care e scopul acestui nebun B5, acestei mutări? Pentru că negru nu mai are pion la E5 și sper că nu vrei să-mi propui pe urmă să bați la C6 cu nebunul. Iar dacă bați cu calul pentru a-ți păstra perechea de nebun, după ce îți va bate cu pionul, tu trebuie să muți din nebun încă o dată. Nu. Nebun C4 a jucat album partidă, încă o dată, instalându-l pe această diagonală A2-G8, da? Normal aici, dacă vrei să te dezvolți cât mai rapid cu negru, ideal ar fi să scoți acest cal și să îi atași pionul din E4, dar negru, adică Jobava Badur, continuă cu o altă mutare, la fel de bună și asta, și joacă D7-D6, da? E o mutare rezonabilă, da? Care, ca să spun așa, are un scor destul de bun pentru negru, da? Adevărul este însă că dacă albul știe ce să facă aici, negru totuși poate ajunge în poziție inferioară prin forță, prin mutări forțate, ca să spun așa. Prin calea pe C6, B-ia pe C6, trebuie să-ți iei piesa înapoi, da? Și acum, cum pur și simplu creștem presiunea
pe această diagonală, că de asta, într-un fel, albul poate profita la o adică cât de cât de poziția sa, încercând să facă mutări cât mai agresive. Propuneți-mi din nou o mutare pentru alb aici. Ia uitați. Nebun, damă de la D1 la B3. Câte bătăi am făcut pe acest pion de la F7? Două. Mai poți să-l aperi? Nu. Fără să pierzi material. Pentru că nu poți să joci cal H6, da? Cal H6 înseamnă că ți-l bat cu nebunul de la C1, îți îndepărtezi apărătorul și pe urmă tot îți voi bate la F7 și îți voi câștiga pion și te las și fără rocadă, da? Ăsta este, ca să spun așa, un mic plus al faptului, da, corect, mă bucur, Zian, că ai văzut, este un mic plus pentru alb că el a fost forțat într-un fel să mute pionul de la C2 la C3. Mutând pionul de la C2 la C3, dama asta albă poate imediat ieși la luptă, încălcând într-adevăr un sfat, dar ajutând la o adică la câștigarea pionului din F7 și lasă pe negru și fără rocadă. Ceva foarte, foarte important pentru mine ca jucător, da? Și atunci, dându-și seama Badurgio Bava, care încă o dată își dă seama că nu poate să salveze acest pion, se împacă cu ideea că va pierde pionul, va rămâne fără rocadă și se dezvoltă cal F6, da? Batem pionul din F7? Da, mai ales că este o captură cu șah. Deci nebunea pe F7. Asta însă nu înseamnă că deja avem avantaj și putem, să spun așa, să ne culcăm pe ureche că totul este foarte frumos pentru noi aici. Da? Deși am câștigat un pion, deși l-am lăsat pe negru și fără rocadă, poziția este în continuare destul de complexă și vom vedea în continuare cum se poate, ca să spun așa, învolbura, da? Deci am luat pionul cu șah, e liber și evident că negru joacă rege pe 8. V-am zis că astăzi e ziua întrebărilor, ca să spun așa, pentru dumneavoastră. Ce aș juca aici cu negru? Cu alb. Sunteți la mutare. Jucăm F2, F3? Jucăm cal de 2? Să ne-l apărăm pe puful, da? Că în acest moment, într-adevăr, și negru dorește să ia acest pion. Sau jucăm nebune 6. Ce-ați juca aici cu albul? Este și puțin calcul, într-adevăr. Bun, în partida a jucat nebune 6 și pur și simplu i-a lăsat pionul să-l captureze. Pentru că, stând și gândind așa pe bune, albul își dă seama că, de exemplu, dacă joacă F2, F3, să-și apere pionul, urmează D5. Ops. Și dintr-o dată, albul pierde legătura damei sale cu nebunul de la F7. Deci aici pur și simplu nu căriși, chiar rămâi fără figură ușoară. Da? Deci noi cu albul aici pierdem o figură. Pentru că ne-a prins nebunul de la F7 în capcană. Da? Albul e pur și simplu pierdut dintr-o dată, așa, fără să-ți dai seama. De asemenea, și când îl aperi cu acest cal, deci nu joci F3, când îl aperi cal de 2, deci încă o dată să ții cu dinții de pionul din E4, din nou după D5 pierzi nebunul din F7. Da, poți să spui, păi bine, bine, dar poți să bat. Păi bine, bine, dar eu ți-l iau. Păi bine, bine, dar îți mai bat o dată și cu șa. Puțin îmi pas. Mă întorc înapoi. Și în acest moment eu cu negru am o piesă ușoară în plus, da?
Practic am un nebun, nebunul acesta de la C8 este în plus. De ce spun că este în plus? Ce v-am învățat eu și v-am spus? De obicei, marii maestri, când se uită la o poziție de mijloc, și asta este poziție de mijloc, pentru că poți spune în acest moment, păi bine, bine, dar am trei pion pe nebunul ăla, nu face trei pion în nebun? Nu. În jocul de mijloc, ca să spun așa, o piesă ușoară mai valoroasă decât trei pioni, da? De aceea, în partidă, încă o dată, albul vrea, nu vrea, trebuie neapărat să joace nebune 6. Pentru a încerca să-l schimbe cu oponentul lui din C8, da? Evident că nu poți să-l întrebi pe negru de două ori dacă ia. Evident că ia, nu? Calea pe E4, da? Din nou o întrebare pentru dumneavoastră. V-am spus că lecția asta am stat și m-am gândit, într-adevăr, avem acest deficit de că nu ne vedem față în față, să putem discuta și voi trebuie să scrieți, dar totuși consider că merită încercat, da? Nu doar să vorbesc eu așa și ce ați face aici? Ați schimba nebunul sau ați face rocadă? Deci, faceți rocadă sau schimbați nebunul? Încă o dată, gândiți-vă ce vă poate juca negru. Faceți rocadă sau schimbați nebunul? În acest moment armatele sunt egale, dar totuși albul se poate considera destul de mulțumit datorită faptului că negru a rămas fără rocadă, deci a rămas cu regele cât de cât în centru. Însă, în continuare, trebuie să fim foarte atenți la ceea ce se întâmplă pe tablă. Ia zi, Sofi, tu ai face rocadă sau ai schimba nebunul? Și nu vreau să-mi scrii a. Dăm o părere. Ai schimbat nebunul, zice Zian. Bravo, Zian. Deci, într-adevăr, în partidă de Sofi, tu zici rocadă. Sofi, nu e bine rocadă, știi de ce? Pentru că pierzi o figură. Deci, în momentul când faci rocadă, negru se răspunde cal C5. Și dintr-o dată, acest cal îți face furculiță. Și la damă, ops, să fac roșu, dar și la nebun. Deci pe acest nebun negru are două bătăi. Deci în momentul când muți dama, îți iau nebunul din E6. Da? Deci evident că nu poți să faci rocadă, trebuie neapărat să schimbi nebunul. Deci în partida a jucat nebunea pe C8, dama ia pe C8 și acum rocadă. În continuare, armatele sunt egale, da? Este? Este. Bun. Calce 5. Îmi dă în damă, da? Damă C2. Ne retragem, da? Nu e bine să stai cu dama prin față pe câmpuri unde, nu po unde poate fi hărțuită de piesele inamice, da? Și negru răspunde cu acest damă G4. O mutare agresivă, da? Dar, încă o dată, agresivă, agresivă, se trimite greu mesajul, nu e nicio problemă, Zian. Se trimite greu, dar se trimite până la urmă, nu este, chit că mai întârziem un pic. Nebune 3. Trebuie neapărat să ne dezvoltăm, să ne scoatem cele două piese la luptă, cele două piese ușoare, în speță nebunul și calul. Și, practic, când scoatem nebunul, avem și o amenințare, nu? Care e amenințarea noastră? Tot timpul când avem la dispoziție mutări de dezvoltare care și amenință ceva, este foarte indicat să le facem. Pentru că putem spune, păi bine, bine, dar
mă pot dezvolta și cu acest cal aici, da? Și pe urmă să vin cu el aici. Și pe urmă să scot și nebunul, că parcă așa ne învățaseră dumneavoastră, că e bine să scoți caii înaintea nebunilor, ăla-i sfat. Dacă în acest moment acest nebun E3 are și o amenințare în spate, o faci. Care e amenințarea? Pur și simplu să schimbe acel cal, da? Și eventual să-l lași pe negru cu 3 pion tripli. 3 pion, da, 3 pion pe aceeași coloană. Deci, de exemplu, dacă eu cu negru joc aici turn pe 8 zicând, păi mi-aduc turnul pe coloană semideschisă, eu schimb nebun pe calul tău. Și asta, câți pioni are în această poziție negru? Păi vă spun eu câți are. Are 1, are 2, 3, 4. Iar eu cu albul am 2, 3, 4, 5, 6, da? Deci nu poți să strici structura de pion în halul acesta, da? De aceea negru zice, nu, mersi, nu-ți dau calul ăla. Și se retrage cu acest căluț la E6. Care-i mutarea următoare? Ce-i S3? Dezian, am întrebat care mut... ce faci acum? Mai e o piesă care doarme, nu? O scoatem și pe aia la luptă, evident. Trebuie să intre în bătălie. Odată cu această mutare, practic, albul și-a terminat și el dezvoltarea, pentru că legătura între cele două turnuri este realizată. V-am spus de atâtea ori la clasă, în momentul când eu îmi fac legătura între cele două turnuri ale mele, pot considera că pentru mine partida trece în faza următoare, în speță jocul de mijloc, da? Negru și-a terminat dezvoltarea? Nu. Între cele două turnuri există regele ăla care stă ca naiba acolo. Practic avem două avantaje ale albului în această poziție. Faptul că regele negru a rămas derocat și eventual trebuie să-și facă un fel de rocadă tip manual, asta înseamnă multă pierdere de timp pentru el. Și al doilea element care înclină balanța în favoarea albului este faptul că structura de pioni a negrului este formată din 3 insule de pioni, pe când cea a albului doar din 2, da? În sfârșit însă negru de bine de rău își activează și el turnul acesta de la 8 și îl aduce la E8. Vedeți, și Badur Jobawa, fiind cu negru, este un mare maestru de top. V-am spus că amândoi sunt de top, da? Și el preferă să-și aducă turnul pe coloană deschisă. Coloana E este o coloană deschisă. De ce? Pentru că nu există niciun fel de pion, nici alb, nici negru pe această coloană, da? Acum ne uităm la piesele noastre, suntem cu albul la mutare și este cazul să hărțuim un pic această damă neagră, da? Ia uitați-o, care în primul rând este în țara mea și vreau să o gonesc de acolo cu o mutare de pion și să fac și un luft. Ce ați mutat? Să știți că am să devin un mare fan a acestor lecții, deși Sophie s-ar putea să fie nemulțumită, dar una, în primul rând, este mult mai interactivă între noi și a doua, îmi permite să-mi aprind și câte o țigare din când în când, dând-o pe glumă. Deci, foarte bine, Zian, H3.
du-te bă din țara mea, pleacă de aici. Da? E. Sincronizare perfectă. H3, băș, băș, du-te înapoi. Dar în acest moment, vedeți, negru, vedeți unde a mutat dama? La G6. El ce vrea, săracul? Ar fi foarte fericit. Chit că-și mai dublează și pionii aceștia. De la H7 ar ajunge la G6, da? Ar fi foarte fericit să schimbe damele. De ce? Pentru că totuși regele negru este mult mai nesigur decât regele alb. Uitați-vă la regele alb, ce bine stă aici. Whisky, țigări, televizor, color. Ăsta, Schimbăm dama aici? Nu. Cum să schimbăm dama? Unde mutăm dama și facem practic un atac dublu? Și în momentul când facem un atac dublu de damă, practic și câștigăm material, să știți. Ca o completare, că s-ar putea să vă întrebați aici de ce totuși este superioară această mutare H2-H3 și nu pot să bat acest pion. Asta este o mare greșeală, să țineți minte. Pentru că după C6-C5 acest nebun este prins în capcană, iar drumul lui de întoarcere fiind blocat, da? Și efectiv te poți pomeni că ai greutăți cu el. Revenind înapoi la partidă. Deci H3, damă G6, propuneți-mi o mutare. Unde mutați această damă albă și atacați simultan și pionul ăsta și pionul ăsta. Că nu-i greu, copii. Ne ia totuși mai mult timp așa. Văd că, uite, deja a trecut jumătate de oră. Deși să știți că într-un fel e mai bine să facem mai puține partide, dar să le înțelegem mai corect și mai bine. Deci hai să vă dau eu răspunsul, că s-ar putea vorba lui Zian să se trimită mai greu. A4, foarte bine, Zian. Dama A4. Vă aduceți aminte când am capturat acel cal la C6, am făcut schimb de cal la C6, în care i-a apărut negrului și un pion dublu pe coloana C. Ia uitați, atât pionul A7 cât și pionul C6 sunt sub bătaia puștii damei albe și evident că unul dintre acești doi pioni va pica. Negru preferă să joace aici C6-C5, da? Eventual să închidă diagonala acestui nebun de la A3. Și aici albul se decide să bape acel pion. Pentru că vorba aia, ce-i mână nu-i minciună. Deși, dacă ar mai fi o mutare foarte periculoasă pentru regele negru aici. Deci sunt două continuări viabile pentru alb aici. Una cea jucată în partidă, în speță, a bătut acest pion și a zis mersi, s-a luat un pion. Dar a doua ar fi fost acest F2-F4, care amenință F4-F5. Am înțeles, Zian, durează mult până se trimite, dar până la urmă ajunge, da? În schimb, pe mine m-au zis, cred că imediat, da? Deci, albul se decide să bape acest pion, da? O decizie foarte umană, adică ce-i mână nu-i niciuna încă o dată, da?
Și aici Bahadur Jobaba joacă rege F8, F7. Practic, ca să-și facă conexiunea între cele două turnuri, da? Dar regele tot inconfortabil stă și la F7, nu? Chit că era la F8 sau la F7, tot inconfortabil, adică în nesiguranță stă, da? Și în partidă albul joacă damă A7, B7. Din nou, este foarte normală această mutare, pentru că doamna damă dorește să se întoarcă între buturile sale, în speță pe această diagonală care este deschisă, și să nu-și lase, ca să spun așa, eventual regele neapărat, nu? E o autostradă deschisă pentru dama albă. Asta trebuie neapărat să înțelegem, da? Bahadur Jobaba, evident, având un pion în minus, încearcă să complice cât mai mult lucrurile, da? Și joacă damă F5. Cu ce scop? Ca să nu mai aibă albul la dispoziție acest damă F3 șah. Pentru că, încă o dată, eu aici cu albul ameninț damă F3 șah, da? Mă retrag înapoi și cu șah, și eventual dacă joci, mă las să joc acest damă F3 șah, n-ai decât să bagi nebun în față, dar pe urmă pot să joc cale 4 și să-mi continui atacul. De aceea acest damă F5 este foarte de înțeles, o mutare bună, da? Dar deși cum vi se pare dumneavoastră această damă, că stă bine aici? Da. Și adevărul este că nu prea îți convine ție cu albul să lași dama neagră pe acel câmp și trebuie din nou să o hărțuim. Și deși mutarea următoare pare destul de ca să spun așa, e agresivă, dar are și mici minusuri, ca să spun așa. Deci aici albul împinge pionul de la G2 la G4. Ce spun? Ce v-am spus eu la clasă? Tot timpul este bine să angrenăm păturica în luptă dacă suntem în atac. Dar albul poate considera pe bună dreptate că merită jucată această înaintare de păturică în față, de pion de păturică în față, să hărțuiască această damă și să plece de pe câmpul G5. Da? Pe de altă parte, este important să nu prea îți expui regele alb, care după o astfel de mutare, într-adevăr, pare, deși ca să spun așa, care n-aibă cuvântul, că nici nu vine în cap acum, greșită, putem spune, dar nu este adevărat. Aici albul are totul sub control, da? Damă de 3. Dama asta, vedeți, se infiltrează, încearcă să infiltreze pe câmpurile albe. Turn de 1. Mai avem o piesă care doarme, da? Și trebuie să-l și centralizăm acel turn, da? Eventual poate și speriem pe domnul negru că acest cal poate pleca și turnul din D1 atacă dama neagră, da? Dar aici Jobaba, profitând de faptul că eu cu albul mi-am împins pionul de la G2 la G4, doresc în primul rând să-mi activez turnul din H8 negru, da? Vedeți, acest turn încă doarme acolo. Și evident că Bahadur joacă într-un fel bine H7, H5, atacând pionul din G4. Deci practic el amenință aici să bată, și după ce eventual eu voi bate cu pionul ăsta, să am pentru turnul meu din H8 dintr-o dată o coloană deschisă, lăsând la o parte că încep și eu să stric păturica albului, care cu mutarea anterioară G2, G4 s-a înaintat în față, da? Cale 4. Este o mutare bună? Evident. De ce este o mutare bună?
pentru că dă în dama neagră. Deci acest turn încă o dată a intrat în luptă, da? Și aici adevărul este că poziția asta este foarte, foarte dificilă pentru cine credeți voi? Pentru negru. Este extrem, extrem de dificilă. Dar Badur Ciobaba este un jucător, ca să spun așa, foarte hoțoman, de multe ori, și aici face o mutare care, ca să spun așa, ține mai mult de tactică. Da? Când joci cu Badur Ciobaba, așa, trebuie tot timpul să fii gata pentru sacrificii și contre neobișnuite din punctul de vedere, da? Și el joacă aici calul de la E6 la D8. Pe ideea, când ai o piesă atacată, da? Primul lucru la care te uiți este contraatacul. Da? Prima întrebare pentru dumneavoastră. Poate albul să dea un șah aici? Pentru că în tot timpul când suntem la mutare, da, trebuie să ne uităm după șahuri și să vedem dacă putem să executăm șahurile. Deci poate albul să joace cal G5 șah? Eu v-am atras atenția de la început că este o partidă relativ grea, care cere și ceva calcul. Nu, zice Zian, ba da, Zian. Stai un pic ca să înțelegi. Când îți dau acest șah, tu nu poți să bați cu nebun. De ce? Pentru că am acest șah. Și pe urmă îți bat dama. Ai înțeles, Ian? Deci îți dau un șah, te duci aici și bye bye damă. Ai pierdut damă. În schimbul doar a unui cal. Și practic aici săracul Ciobaba este forțat să mute doar din rege. Da? Dar unde să mute din rege? Că dacă mut aici, din nou aceeași chestie, tot șahul ăsta îți dau și îți iau dama. Deci vrei, nu vrei, trebuie să te duci la G8. Dar acum, albul din nou mută dama cu șah. Ups! Deci să nu uităm încă o dată, albul ți-a dat un șah, iar tu cu negru ai în continuare și dama asta atacată de turn. Care e singura mutare pentru negru aici? Ca să nu piardă material. Sofi, tu mai ești? Deja în acest moment observăm cum practic albul deja a reușit să-l împingă pe negru cu regele înapoi, nu mai are legătura dintre turnuri făcute și a dat și acest șah și negru are și damă în priză. Ai înțeles, mă bucur, Sofie, foarte bine. Deci mutarea următoare a negrului este obligatorie, și C5 și C4, de genul îmi iei dama, îți iau dama. Da, s-ar putea să mai pierd un pion, dar asta e treaba. Într-adevăr, pierd un pion, dar joc. Deci, unica apărare la negru este acest C5-C4 pe care Ciobaba îl face. Însă, nu scap așa de ușor, pentru că
albumul mută din nou dama undeva și atacă o piesă neagră neapărat. Unde e cel mai natural câmp de mutare pentru dama albă? Ca să ataci acest turn neapărat. Și să rămâi tu cu negru și cu turnul în priză și cu dama în priză. Să nu uităm că dama în continuare este sub atacul turnului alb. Cred că nu o să facem decât o singură partidă, face câte o partidă pe zi și tot e ceva. Decât să vă prezint 10 partide și să nu înțelegeți nimic din ele. Așa, încercăm să ne antrenăm cât mai mult creierașul, da? Și să intrăm în lumea minunată a calculului de variante. Deci, unde muți dama asta ca să atași turnul negru și să atași simultan și dama neagră? La... puf, puf, la 4 copii. Nu e logic? Este că negru se află cu două piese mari în priză, atât turnul din E8, cât și dama din D3. Care e unica mutare a negrului pentru a salva și dama și turnul? Haideți, cum salvăm și dama și turnul? Sper că nu vă pierdem mușterii după lecția asta. În speță, unde îmi retrag dama ca să rămân și cu turnul din E8 apărat? Hai să mai pui și o cafea. Foarte bine, Sofie! Sper că mi-auzi palmele cum te aplaud, da? Deci dama G6, unica la părinți, altceva nu ai aici. Dacă nu vrei să pierzi material angro și să cedezi imediat. Dar la rândul lui albul zice peste un pic că ai plecat cu dama, ți-a apărat turnul, dar plecând cu dama ai lăsat un pion liber pe care din nou pot să-l iau cu șah. Și evident că albul bate pionul din C4 cu șah. Da? Săracul se duce aici, rege F8. Da? Și acum săgețile noastre, săgețile pe care le-am desenat eu, turn D5 și turn F5, arată practic următorul plan al albului de atac foarte periculos asupra regelui negru, care în continuare este, dacă ne uităm atent, sub focul a N piese albe, da? Care se uită urât la el. Dar aici ăsta, cum îi spune, Evgeni Najer propune un schimb de dame să intre în final, pentru că își dă seama în acest moment, dacă ne uităm și numărăm pionii, vedem că pur și simplu albul are 2 pioni în plus, da? Și având 2 pioni în plus, da? Mai mult spațiu la dispoziție, când ne uităm și spațiu este tot în favoarea albului, da? Și piese mai active, Najer propune acest schimb de dame fiind pregătit pentru final, da? Vrei, nu vrei, cu negru trebuie într-un fel să accepti un eventual schimb de dame, pentru că dama aia nu prea mai are un să ducă, da? Dacă ne uităm atent. Și atunci Badur Giovava zice: hai, Doamne, iartă-mă, gata,
mai păcălit, schimbăm și damele, intrăm în final, dar cel puțin să-mi fac și eu acest turn să iasă la joacă și joacă turn H6. Sperând într-un fel de miracol din ăla, știi? În acest stadiu al partidei. Da? E bine să schimbăm noi dama? Nu. Nu ne ferim de schimburi, dar, încă o dată, dacă vrei să schimbi, schimbă tu. Da? Și pur și simplu, albul își mai aduce o piesă. Turn de 5. Dacă ne uităm la concentrarea de forțe albe asupra acestui amărât de rege, da? Te poți speria la adic. Dar negru capturează acest pion. Zice, bine, bine. Hai să bat, să-mi fac coloană activă pentru regele, pentru turnul meu din H6. Albul îl recapturează, dar cu ce? Cu dama. Dintr-o dată s-a răzgândit. Practic vrea acum să joace acest turn pe 5 ucigător, ca să spunem așa. Și negru își acoperă, ca să spun așa, gaura. Deci dacă joci turn pe 5, acum nu mai e cu șac, da? Și mai are o chestie bună această mutare, că își deschide acțiunea turnului din 8, care încă o dată, să ne aducem aminte, este pe coloană deschisă, da? Legăm acest nebun, chit că nu mai îi dăm cu șah, Najer zice, stai să ți-l leg. Turn pe 5. Da? Și aici negru săracul încearcă să-și improvizeze poziția pieselor proprii. Care piesă nu participă cam deloc la luptă? Acest cal din D8, da? De aceea Badur joacă aici cal C6, eventual ca să și-l aducă la E5 și să hărcească damă, da? Cum oprim cal E5? Oprim și atacăm ceva. Oferind, chit că încă o dată vreau să rețineți un lucru. Finalul aici este favorabil celui care are avantaj material, adică albului, care are 2 pioni în plus. De aceea aici foarte atent, Najer îi joacă aici cal F3, propunându-i din nou schimb de damă, interzicând acest cal E5, da? Pentru că dacă vii acum cu acest cal la E5, bye bye. Da? Giobaba și aduce calul acum la E7, tracasează acest turn pe care face 2 bătăi. Cum simplificăm lucrurile aici? Observăm cum negru săracu încearcă să complice cât mai mult apele. El știe că este pierdut aici, nu? Dar întotdeauna când ajungi în poziții disperate, este foarte util pentru tine, care ai poziție pierdută, să încerci să complici lucrurile, să faci totul să fie în ceaț, așa. La o adică, acest cale 7, câte bătăi face pe acest turn? 2, da? Ești la mutare, ce joci aici? Pentru că, din păcate, pentru el, majoritatea mutărilor rezonabile pentru alb câștigă aici. Dar, ca să spun așa, albul se hotărăște aici să mai schimbe din piese și pur și simplu bate la F6 cu șah. Pentru că acea retragere de cal la F3 a eliberat de asemenea diagonala acestui nebun. Deci să nu credeți cumva că ăsta este un sacrificiu de calitate. După turnea pe F6, damă F6, nebun H6, practic n-am pierdut absolut nimic, da? E posibil să fie și alte mutări câștigătoare aici, însă întotdeauna când ai avantaj în plus material, adică 2 pioni, cum este cazul aici, este indicat de asemenea să și schimbi piese, da? Și după GH6
Turnul meu din F1, care încă o dată era pe o coloană închisă, se activează cu acest turn E1, da? Trebuie să punem tot timpul, să nu uităm. Vedeți că șahul acesta care se joacă are într-adevăr momente în care apar, ca să spun așa, poziții complexe în care ai nevoie de mutările candidat, dar când nu ai nevoie de mutări candidat, deci nu ai de create amenințări și toate astea, te uiți tot timpul după îmbunătățirea pozițiilor proprii. Deci turnul de la F1 la E1 este o mutare utilă? Da. Creează o amenințare, de exemplu, teribilă, turn E6. Pentru că în continuare, deși au rămas piese puține pe tablă, albu are în continuare 2 pioni avans și albu are în continuare și atac la regele negru. Da? Ciobaba răspunde aici cu turn B8, încercând să patron de la B2, ca să spun așa, și să-și mai ia vreun pion din cei doi lipsă, da? Cum creăm din nou o amenințare mai mare decât cea care mi-a creat-o adversară aici? Deci, Giobava aici încearcă să-mi captureze pionul din B2. Ce ați juca cu albul aici? Creați o amenințare mai mare decât captura pionului din B2. V-ar place să dați turnul ăsta pe dama asta? Da. Cum creăm amenințare de a prinde dama neagră? Adevărul e să știți că și turn E6 este o mutare bună. Dar în partidă albul joacă aici turn E4. Pe ideea de a juca turn F4. Și dama asta să fie prinsă definitiv. Deci la turn E6 dama aia eventual poate muta. Deci să zicem că joci turn E6, ăsta eventual joacă, ca să zicem așa, dama G7, îți schimbă dama și în continuare tu ai probleme cu pionul ăsta. Da? De aceea mutarea turn E4 este mult mai impresionantă, nu? Ca să spun așa. Însă negru combate această amenințare cu acest cal de 5. Și practic aici vreau să îmi spuneți ultima mutare din partidă, da? Și practic și termină lecția de astăzi, pentru că s-a întins prea mult, într-adevăr. Da, eu zic că a fost o lecție destul de frumoasă. Din punctul meu de vedere, în primul rând. Deci, cum facem ca să câștigăm material în plus aici? Deci, acest cal de 5 mutat de către negru îmi interzice mie tur pe 4. Alungați calul ăsta de aici. Cum alungați calul ăla ca să, care nu poate totuși muta? Cum îl atacați? Cel mai simplu mod de a ataca acel cal. Hai că nu-i greu. Ia uitați, ce pat. Păi poate acel cal pleca? Nu. Trebuie negru să cedeze? Da. Dar știți care-i culmea?
Mai sunteți pe fir? Sau ați obosit? Negru nu cedează aici. Joacă iar la tricky-tricky. Îi joacă H5. Dar nu e nimic greșit să bați acest pion. La adică ce? Foarte bine. Ți-l bat. A, că nu o să mai am turn pe 4. Da, da, o să ai deja un turn neapărat pe linia 8, da? Deci, practic, aici, după cal pe 4, care mi-atacă dama, din nou ce jucați cu alb. Observați că negru se agață cu dinții de partida asta. De exemplu, dacă joci aici dama G6, acest cal ajunge pe un câmp unde se ferește, nu mai poate fi atacat și se ferește de amenințarea turn pe 4. Cum decideți partida aici? A fost prea grea pentru voi lecția asta, nu? Ce mutați cu albul, ținând cont că acest turn de la B8 este neapărat. Zian, mai ești pe fir? Sofie, mai ești pe fir? Vedeți ce înseamnă la o adică corect. Dar astea sunt explicații de partide mai amplu dezbătute cu voi, care sper să vă învețe pe dumneavoastră mai multe din calcul. Zian, tu văd că nu răspunzi, nu nimic. S-ar putea ca tu să fi pierdut legătura, Zian. Deci, Sofie, ești doar tu, fii atent aici cum se termină partida asta. Pur și simplu, eu nu pot să-ți dau șah aici, pentru că păzește dama. De aceea, albu face un mic sacrificiu prin care schimbă multe piese și rămâne cu 3 pioni în plus. Deci, turnea pe 4. De fapt, cu 4 pioni în plus rămâne chiar. Pentru că după dama ia pe 4, dama H8, șah, atac liniar, rege E7, dama B8 și după dama F3 iau și pionul din C7 cu șah. Câți pioni am în plus aici? 4. Și tu, săracu, cu negru, n-ai nicio posibilitate de a da șah etern cu dama asta. De aceea, în acest moment, Badur Jobava cedează partida aceasta, pentru că avantajul material este prea mare în favoarea albului. De exemplu, joci aici regia E6 pentru a nu pierde. Îți dau și șahul acesta și să zicem după rege E5 îl joc și dama G4. Da, s-ar putea să mai pierd un pion la B2, dar tot îmi rămân 3 pioni în plus, da? Bine, Sofie. Zian, dacă și tu mai ești, vă mulțumesc pentru prezență și sper să ne vedem mâine în aceeași formație aici. Din păcate, într-adevăr, o oră nu ne ajunge decât pentru o partidă în modul acesta de a comenta mai, ca să spun așa, mai în amănânt partida toată, în totalitatea ei. Bine, încă o dată vă mulțumesc, să aveți o seară plăcută, la revedere pe mâine, pa, pa!